Când spui îți arăt că poți, spui Ada, un om care l-a arătat tuturor că poate să aibă succes cu muzica ei, să aibă o familie frumoasă și să fie mai puternică decât boala Lyme, un diagnostic. Pentru invitație am venit, n-am mai fost niciodată la voi și e foarte drăguț. Dar îți place? Da, ai foarte fain mare, plătău. Spațios. Da, da, da. Ce faci? Cum ești acum? În primul și în primul rând, sunt cum te simți? Foarte fericită. Pentru că prin această carte am reușit să mă eliberez și să-mi pun așa tot trecutul într-un cufăr. Acesta este cufărul cu amintiri. Deci nu vorbesc doar cu Ada, vorbesc cu cele trei și Ada. Cu Alexandra și cu Ada mică. Da, mă simt foarte liniștită, fericită, recunoscătoare, mai ales că este bestseller cartea. Felicitări. Mi-am dorit, mulțumesc, mi-am dorit foarte mult. Într-o săptămână, mai puțin de o săptămână, mai puțin nu? De o săptămână. Mi-am dorit mult acest lucru să ajungă la sufletele oamenilor, însă pot să zic că nu mă așteptam, pentru că n-am mai scris cărți până acum. Este prima carte și mulțumesc că am fost primit atât de călduros în lumea poveștilor. Hai să le luăm pe rând așa. Prima Ada. Ce ne poți spune despre Ada, cea din copilărie? Ada, cea din copilărie, este empatică. Blândă, nu? Blândă și ascultă inima. Este foarte sensibilă, dar iartă foarte ușor oamenii și vede bunătatea în ei. Și am lăsat-o acum să preia controlul. Alexandra. Dar și cu lucrurile care, pe care le iubesc. Adică muzica și arta. Apropo de muzică, ai și un album nou care se numește Fata din Diamant, da. Nu? Da. Care înglobează mai multe melodii. Cumva Fata din Diamant rămâne la tine. Mulțumesc. O să-ți și semnez. Da, neapărat. Îți mulțumesc tare mult. Mare. Cele trei Ada o puteți găsi și dumneavoastră să o achiziționați. Pe Bookzone, da, se, și să-i aflați povestea pe larg a Adei. Acum mă întorc la voi. Andrei, Ana.